Oameni buni, am revenit, sunteți cu noi, avem și un microfon care stropește dacă nu știți versurile. Am o rugăminte la toți telespectatorii din fața televizoarelor să intre pe la măruță, pe la măruță.protv.ro. Avem acolo un sondaj, deci intrați pe la măruță.protv.ro, sondaj și spuneți cine credeți dumneavoastră că are șanse să câștige proba microfonului. Marius Moga sau... Florian Rus, vedem acum! Marius! Marius! Salut, Florian! Bă, ce-mi place de voi! Sunteți foarte bine îmbrăcați! Astăzi o să faceți și duș dacă nu vă descurcați! Oameni buni, avem aici Stereo Boulevard! Alina cântă live, o să fie o întreagă nebunie! Iar acești doi băieți vor cânta și dacă nu vor ști versurile, vor face baie, baie! Da, mă, dar parcă mi-aduce aminte de ceva treaba. Băi, Marius, aș vrea să spunem chestia asta, să se înțeleagă foarte clar. În urmă cu vreo... 15 ani? Dă din casă acum, zic. Deci acum vreo 15 ani. Nu știu, mă, eram noi mici. Doi, eram mici. Ce minte aveam. Acum vreo 15 ani făceam o emisiune la TVR1, care exact. Se numea Faimoșii. Exact. Și ce puneam noi? Puneam pe concurent să cânte într-o cabină de duș. Nu, și dacă nu ei știu cânta, să... nu cântau în cabină. Părinții stăteau în cabină și, și dacă ei cântau bine, ei făceau părinții bani. S-a întors împotriva ta proba asta. Da, nu, și acum și împotriva lui, că atunci când o să fie rândul meu, îl iau lângă mine aici. Nu, noi am vrut să spunem că, de fapt, noi am inventat toate show-urile astea despre America acum, după ani și ani. După ani și ani, vocea. După ani și ani. Trebuia să concurați voi unul împotriva celui. Nu, noi eram prezentatori. Ne certam non-stop. Eu asta îi zic, să stai aici cu mine, să sufere. Nu, nu, sunt prezentator și nu mă lasă regulamentul. Pe care l-ai scris tu? Cine e primul la proba microfonului? Mariu sau Florian? Cum vreți? Ce vrei să facem? Hai, asta? Repede, hai. Un, doi, trei și... tu ai pierdut, pentru că el are farfecă și tu ai hârtie și te taie. Bam, bam. Și vrei să fii tu primul? Nu, tu... sau să fiu primul? Florian, tu ești primul, fii atent. O să înțeleagă și Marius despre ce este vorba. În fața ta, pe prompter, o să ai versurile. La un moment dat o să ai puncte, puncte. La un moment dat va trebui să spui ce lipsește de acolo, ce cuvinte lipsesc, dacă nu vei face baie. Atenție mare, dacă te dai în spate, te retragi de aici... Ești pămpălăul muzicii românești. Acum că mă aud de ceva din spate, dacă nu, mă trebuie. Am zis ceva, ca să nu se dea, că toți au tendința să se dea, așa? Deci vreau să arăt că ești eroul muzicii românești. Voi sta și voi înfrunta orice. Exact, vrea. Bravo! Hai să vedem. Pepe, când a venit aici, a făcut o baie de toată lauda. Ia să vedem. Ce, să vezi ce a tras. Stai să vezi. Ca la loto. Marius Moga pe barba mea. Mamă, easy, da, easy, dacă, easy. Dacă... Acum, dacă greșești ceva... Ai scris la piesa asta? N-am scris la piesa asta. N-ai scris la piesa asta? Aș fi vrut eu, dar n-am scris. Mamă, da, ce bilet ai tras, deci ai tras o piesă de la Moga. Haide. Unde mă uit? Acolo? Nu, fii atent, nu te uiți acolo, te uiți în față. Acolo, la un moment dat o să vezi versurile. La un moment dat, uite, sunt puncte, puncte și acolo trebuie să spui tu cuvântul care lipsește. Okay. Nu te dai la o parte, vreau să fie eroul muzicii Florian Rus, un băiat talentat. Oameni buni, Stereo Boulevard și Alina live! Yo! Fiate, Marius! Pe banii mei, ai. Pe barba mea, da, tot ce-am făcut. Niciodată de nimeni, de nimeni în afară de mine. Pe banii mei, pe barba mea, și-am să cumpăr mașină și casa mobisată cu marașul în șină. M-am imediat de la început de zici că m-am născut în punct și puful la urța făcută. Eu cred că nimeni nu știe unde să vă să gândești la dintr-o melodie. La fericirea e un dar, primește tu din suflet, Dumnezeu sigur ți-a dat un dar. Ascultă de mine, dacă-i faci cu orice preț, banii nu stau lângă tine, da. Nu vreau să pare perfectul, da, cred că am înțeles secretul. Pe banii mei, da, pe barba mea, da. Tot ce-am făcut, tot ce-am făcut în viața mea. Niciodată de nimeni, de nimeni în afară de mine. Pe banii mei, pe banii mea, Bă, dar nu-i corect, că știu că sunt pe de rost și dacă mă uit în ecran, mă încurc. Și ai greșit să un nu cuvânt, faci asta. Da? Am greșit două cuvinte. Ai greșit. Da. Ai nimerit șase din...
De fapt, concursul ăsta e pentru oamenii care nu știu să citească prompterul, nu pentru cei care nu știu versurile. Exact. Deci, eu știu versurile pe de rost la piesa asta și m-am bucurat. Da, te-a derutat acolo prompterul. E și multă lume aici în fața mea și m-am emoționat. Deci, atent, ai nimerit 6 cuvinte din 7 la început, n-ai cântat foarte tare, ne-au zis a fost bonus. Ok, a fost o mică etroare de soft la noi, dar nu e nicio problemă. Haide să vedem, Marius Moga, ce piesă nimerește! Puneți ochelarii, mamă, iar lumea intră acum pe la măruță. .protv.ro și avem un sondaj, lumea votează. Cine credeți că o să câștige, Moga sau Florian? Adică cine o să reziste fără să facă baie? Ia să vedem. Ia, mă. Five Gang Sos. Ia de aici. Hai să vedem. Opa, numai o secundă, o să apară Five Gang Sos. Băieți, de la care din cei 5 o începem? Perfect. Marius, hai cu refrenul, zi. Nu, no, păi nu, că e totul pregătit aici. Stai, mamă. Sos! Marius Moga, hai să vedem. Hai. Sos în cantități industriale. Sos, femeia ta încălzătoare. Sos, aduc un zahăr cu musare. Eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. Da, shoot ball 1-0-0. Haji, copilul bine, paparazzi, totul mar. A chemat-o la numărul, i-a dat cancer. A dormit un mărcurzi, s-a trezit influencer. Cărciunul Five Gang, cu frații pe drept. Noi, YouTube-ul, apasăm pe rei. Trece nu Five Gang, o soră mea pe drept. Auzi, ăsta s-au făcut, seara nu cazat o cei. Hai! Sos, în cantități industriale. Sos, femeia ta îmi dă-ntoare. Sos, aduc zahăr cu busare. Eu și echipa mea am ieșit la vânătoarele. Băi, în primul rând... Ai nimerit doar 2 din 7, dar a fost bine, zi. Stai așa. Stai, are o contestație. Bă, nu e nicio contestație, o cânti un pic mai bine. Dar să știi că e cu sorul. Dar să știi că... Da, și încurci, știi ce zic? Deci, adică, cu ce te-a încurcat? Păi, e corect să am un ghost vocal aici care îmi cântă pe alte cadențe decât ar trebui. Știi ce zic? Hai să reluăm. No pun intended. Deci, vedem... Dar o cânti mai bine, jur. Da, oricum, ideea e felul următor, mă. Fii atent, vreau să stai concentrat. Normal că trebuie să cânti ca să știi unde pui cuvântul ăla, dar uiți acolo, nu-i mai băga în seamă. Nu dar la auzi, îți dai seama. Pe și câte ai nimerit? Câte ai nimerit? Doar 2. Până acum conduci, ai 1-0, dar stai să vedem mai departe. Fiindcă nu te văd, e problema. Nu te văd, știi? Perfect, dacă ai fi să vedem. Mine, m-aș prinde. Deci, până acum tu ai câștigat la prima rundă, okay. Da? Ia, fii atent, începe. Păi are 6 cuvinte, iar Marius doar 2. Eu hai sunt să ok vedem. Să pierd, să știți, n-am nicio problemă. La hai acest concurs, chiar, te întărește, te face mai puternic. Mircea Rusu, și... bani iarba verde de acasă. Asta a nimerit piesa acum, tata. Dacă asta nu știi... Da. Deci piesa tatălui tău, da. Mircea Rusu, band, iarba verde de acasă, o știi? Păi nu, așa am crezut că știu și asta, dar Mircea Rusu, băiatul cântă piesa ta și... Hai să vedem dacă o să greșesc, o să-și imagineze că mă udă el direct cu o sticlă de apă. Hai să vedem! Iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Și nu mai spune de mă știe cât am colindat râule cu apă lină. Să treacă de la mine cât am durat. Mi-e sufletul ca o zi senină. Sufletul mi-e zi senină. Și iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Nu mă latră niciun câine, pietrele mă știu. Și prin lumea cea trufașă știu acum că niciodată nu e prea târziu să te stric pădure și să faci gămașă. Fă-mi din umbra ta gămașă. Și iarba... Bun. Acum
acum să vă spun sincer, am și lucrat la o variantă a piesei astea. Deci ai și lucrat și cred că în concertele tale când mai cânti și piesa lui Taicătu, nu? Nu, da, n-am, nu cânt în concerte, dar o știu. Deci domnul Mircea Rusu Band, dacă se poate să-i trimiteți bani, să mai rămână băiatul la București, că și talentat, știe și cântecele. Și să-l mai chemați pe Florian, că uite, economisește apă, domnule, adică... Da, exact, e bine. Hai să vedem, Marius, să vedem ce noroc ai tu acum. Eu am noroc de... uite. Accent ți-am promis. Asta e piesa făcută de tine acum 20 de ani? Asta e, hai. Deci omul ăsta a venit de la Alba Iulia, stai până vin versurile în prompter să le spunem celor de acasă. Omul ce-i ăsta, cu pianul ăsta dramatic? Omul ăsta a venit de la Alba Iulia și a făcut cele mai mari hituri în muzica românească. Bine, hai. Iar Accent ți-am promis a fost printre primele? Da. Acum 20 cred de că ani. A fost primul hit pe radio pe care l-am nimerit la 18 ani. Dar cum, toată povestea cum e? Ai făcut piesa asta și te-ai dus la băieții de la Accent? Băi, Adrian adunase echipa, deja era boy band-ul făcut și când l-am întâlnit eu, ascultase niște demo-uri, a zis, băi, ce tare sună, hai să facem o piesă. Și am făcut piesa asta. A fost prima pe care am făcut-o cu ei. Dar piesa asta i-a făcut super cunoscuți. Da, și după aia am făcut un album întreg cu ei. Perfect, ele Moga, oameni buni, să vedem dacă își mai aduce aminte. Haide. Versurile pe care le-a făcut acum 20 de ani. Mamă, să faci baie pe propria ta muzică. Asta înseamnă să fii pe barba ta. Bravo, Marise! Ți-am promis o să te iau, să te iau cu mine. Dacă ar fi să plec, acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine. Dar n-am bani de bilet. Mă făceai și-o făceai zâmbind și a trecut. Și o economie în sfârșit la apă. Ai făcut economie, dar era culmea piesa de acum 20 de ani. Să n-o fi știut. Băi, vrei să zic un secret? Zi un secret. Nu am știut toate cuvintele alea, dar subconștientul meu kicked in și a zis, așa e, ai încredere în mine. Bine, Boz, dacă zici tu, mergem pe mâna ta. Deci, bune, nu știai, am zis ce mi-a venit. Nu, că m-ați luat din mijlocul piesei. Și dacă mă iei de la început, ia altfel îmi vine. Frate, zici că ăștia au ce... Băi, ține minte cum îi cheamă pe băieții. Stereo Boulevard. Puteți să-i găsiți pe Instagram, să le dați follow. Îi căutăm și noi pe Instagram, Alina. Să vezi, să vezi. Oameni buni, ideea e că sunt doi băieți super talentați, Marius Moga și Florian Rus. Ideea e că oamenii au și votat pe internet, pe lamaruta.protv.ro. Ni se comunică imediat de la puterea electorală. 2, 3 și... 2, 3 și vreau să văd dacă am vreo putere în emisiunea asta de atâția ani de cât îl timp, îl cunosc eu pe el. 50, 2, 50. 3 și... 50-50, uite acolo, scrie. Nu, ce înseamnă 50-50? Adică egalitate. Pentru egalitate trebuie să, toți trei trebuie să fim udați. Hai, fac eu așa cu el. Hai. 2 3 și. 2 3 și. Am putea. Ia, s-a încheiat. Uite, bă. Băi. Ai zis tu repede? Uite, 51-49 imediat. De ce m-a picat? A căzut un strop aici în partea lui. Sabotaj, sabotaj. Oameni buni, ideea e că Marius Moga vă așteaptă pe Instagram, Florian Ruz vă așteaptă pe TikTok, asta e viața. Iar pozașul și pe LinkedIn. Iar pozașul nostru vă așteaptă pe Tinder. Nu, că am văzut acum fotografiile, știi că e Facebook, Instagram, băi, LinkedIn. Nu. LinkedIn arată bine. Arată bine, toți în costume și cu cravată. Yes. Zi-mi ce proiecte mai face anul ăsta, pentru că... Zic eu ceva tare ce am făcut. Stai să zic ceva ce n-a fost chiar așa imprevizibil. Zi. A fost Dracula Songwriting Camp. Sunt cu șochelari, că simt că... Da, așa. A fost acest camp internațional de compus pe care l-am făcut chiar în Castelul Bran. Știi că... Și noaptea? Noaptea, frate. Cu vampiri? Păi, știi că noi românii nu prea suferim de vampiri, dar ceilalți producători și songwriteri internaționali erau un pic așa, gen. Adică au venit din străinătate oamenii? Da. Au fost super mulți oameni și din Suedia și din State și din Canada. Stai să vedem imagini aici, zi. Yes. Și asta, anul ăsta îl facem din nou. Tot la Bran? Tot la Bran, pentru că asta e challenge. Dar fiți sincer, mâncați și usturoi noaptea acolo? Am mâncat și usturoi, da. Nu? Pe bune, să respectăm tradiția, mâncați usturoi să-mi vină vampiri. Să știi că mai mulți străini erau. Uite, cu, deci aici cu ce ne protejăm? În Castelul Bran asta? Da, exact. Am avut și niște... Nu, asta e aici la o... Cred că Dor se cheamă. Ai adus pe străini să se și distreze puțin. Băi, a fost cam o chestie destul de obositoare pentru noi. Câte de la Demoga. O săptămână întreagă a fost, de luni până vineri. Dar senzația la final... uite, l-am avut și pe Dracula cu noi. Mă rog. Da, există. Există. Și, practic, o săptămână au fost invitații compozitori din străinătate. Practic, în fiecare seară, la 7-8, când plecau turiștii...
Noi intram în castel, fiecare în studioul lui, compuneam muzică. Am stat până pe la 6-7 dimineața în fiecare zi. Și apoi plecați să vă culcați, veneau turiști. Da, exact. Făceam curat. Și? Și au ieșit vreo 40 de melodii pentru, să zic, piața internațională, nu doar pentru România, când în engleză. E, când e noua... Și în octombrie anul ăsta ne pregătim de acum să-l pregătim și mai... mi-aș dori să vină, am și eu așa niște, din astea, niște producători mari cu care am crescut, niște artiști, poate... Cine ți-ai dori să vină? Nu o să zic, că nu vreau să jinxuiesc, dar o să vină niște nume. Să vină niște nume. Ce înseamnă să jinxuiască? Înseamnă să strice șansele. Ghinion, asta, dinainte. Ghinionul, bă. Deci, Marius Moga, se vede că și-l stă mult pe TikTok cu toți puștii. Așadar, pe 21 octombrie, Ciucă, da? Mergem la Bran, mă. Mergem. Da, mă. Haide, pe bune, dar poți să ne ieși pe mine? Haide, vă iau. Facem o melodie, imnul Măruță. Nu contează, vin pe acolo, mă plimb așa, să pară că-s compozitor, știi? Măruță emo, că exact. Tot e la Bran noaptea. Perfect. Oameni buni, Marius Moga, căutați-l pe Instagram, pe Facebook și la fel pe Florian Rus, doi băieți foarte talentați, cu ștate vechi în muzică.